Consilierii Băimărene au aprobat în ședința ordinară de astăzi proiectul privind modificarea nomenclatorului stradal al municipiului. Concret, aleșii și-au dat acordul pentru ca piața 1 iunie din centrul vechi al municipiului să primească numele fostului episcop de Maramureș, Iustinian Chira. Prin același proiect s-a aprobat să fie suportate de la bugetul local cheltuielile cu schimbarea cărților de identitate a locuitorilor din zonă și a documentelor prevăzute de lege în astfel de cazuri. Lăudabilă inițiativă administrației locale, numai că, potrivit ordinii de zi, care a ajuns și la presă, nu este foarte clar dacă piața se va numi Arhiepiscop Iustinian sau Iustinian Arhiepiscopul, și asta deoarece în proiect apar ambele variante. Nu a fost singura neregulă înregistrată în ședința de astăzi. Consilierii au aprobat un proiect de pe ordinea suplimentară, deși nu toți ar fi trebuit să facă asta. Mi-am dat seama ulterior că nu puteam să votez la proiectul numărul 1. A fost dezinformat. Pentru că nu am avut toate informațiile. Deci dacă ați fi de acord, aș propune și în acest sens reluarea votului pentru acest proiect, iar eu mă voi abține de la... Asta s-a întâmplat la câteva minute distanță, când deja discutau proiectele de pe ordinea de zi. Aleșii au supus din nou proiectul aprobării.